Bun găsit! Mă bucur să vă am din nou alături de mine la o nouă ediție a emisiunii Croită pe povești. E bine, și pentru asta vă răsplătesc un invitat pe cinste care știe foarte bine să își îmbine pasiunea și meseria. Și face acest lucru nu doar pentru el, o face și pentru generațiile care urmează, încercând în acest fel să-i educe într-un mod frumos și artistic. Ei bine, invitatul meu de astăzi este artistul Radu Chinza. Vă mulțumesc frumos că ați acceptat să fiți astăzi alături de mine și de-abia aștept să le povestim celor de acasă multe lucruri frumoase despre dumneavoastră și despre ceea ce faceți. Bună ziua, mulțumesc frumos de invitație și sunt onorat să particip la emisiunea dumneavoastră, care o urmăresc așa cu plăcere de fiecare dată. Vă mulțumesc pentru asta și iată că am ajuns în această postură să ne vedem astăzi aici și să povestim mai multe. Însă, înainte de toate, aș vrea să ne spuneți așa câteva lucruri despre dumneavoastră pentru cei care încă nu v-au cunoscut. Da, sunt profesor de arte plastice, de educație vizuală. Am fost foarte mult timp profesor de educație vizuală în școli generale din orașul Petrila și actualmente îmi desfășor activitatea la Clubul Copiilor. Sunt tot profesor de artă, dar, cum să zic, există un specific al palatelor și cluburilor, anume faptul că aceste cercuri se desfășoară cumva nu sub formă obligatorie, doar sub formă opțională. Copiii vin cumva de plăcere și vin copiii interesați. Noi avem și poate la un moment dat pe parcursul desfășurării emisiunii poate o să punctez așa un pic mai bine. Noi avem așa o foarte bine structurată activitatea pe domenii științifice, sportive, artistice. Și aici există un fel de casa artelor, așa îmi place mie să numesc. Da, foarte frumos. Un spațiu în care foarte mulți copii, sau mai bine zis, un spațiu de care foarte mulți copii au beneficiat de-a lungul timpului și unde am bucuria să spun și să cred că le-a fost și de folos acest lucru, participarea la acest cerc. Deci îmi desfășor activitatea la Petrila, la Lupeni și mai nou și la Petroșani. Am grupe de copii în mai multe orașe din Valea Jiului și pot să zic că sunt unul din oamenii fericiți și oamenii împliniți care fac exact lucrurile care și le-au visat dintotdeauna și le fac cu cea mai mare plăcere. În același timp, sunteți artist, nu doar profesor. Spuneți-ne câte ceva și despre actul dumneavoastră artistic, nu doar despre meseria pe care o aveți în această direcție. Da, suntem, să zic așa, și noi destul de mult zis artist. Artist este acela care are cumva din treaba asta o ocupație permanentă. Noi suntem în primul rând, adică eu vorbesc despre mine, eu sunt în primul rând profesor de arte și îmi place să cochetez cu arta și îmi place să pictez, îmi place să desenez, însă, cum să zic, nu este practic, nu suntem pe aceeași, nu avem timpul necesar. Vedeți, și în lumea artei e nevoie de un studiu, e nevoie de o aprofundare, e nevoie întotdeauna. Lumea artei este o lume care se schimbă mereu. Se schimbă nu mereu, se schimbă de pe azi pe mâine. Ceea ce a fost valabil ieri, probabil că mâine va fi deja demodat sau nu va mai fi de actualitate. Dar atunci când vorbim despre artă, nu vorbim de obicei despre viziunea artistului? Vorbim despre viziunea artistului, dar în ultimul timp, cum să vă zic, nu e suficient doar să ai o viziune. E nevoie, ca să fii un artist desăvârșit, e nevoie și de o cultură artistică pe măsură și e nevoie și de, cum am zis, un studiu. Poate că e mult zis un studiu, dar este, într-adevăr, și în domeniul acesta artistic, este un curent al timpurilor noastre. Trebuie să te adaptezi cumva artiștilor care fac parte din generația ta. Sunt lucrări care noi le spunem lucrări de artă contemporană și intrăm într-o galerie și poate ne pierdem în atâtea de multe modalități de exprimare artistică. Trăim niște vremuri foarte libere în ceea ce privește și în ceea ce înseamnă mișcarea artistică. Trăim niște vremuri foarte libere. Într-adevăr, ce spuneți dumneavoastră, artistul este încurajat să se exprime.
dar modalitățile de exprimare și modalitățile de parcurgere a acestei gramatici vizuale și acestui mesaj vizual, să știți că nu se obțin ușor. Ca să reușești să faci lucruri de valoare, ai nevoie, în primul rând, de o stare necesară, o stare de liniște interioară necesară actului de cultură și a actului artistic, pentru că despre asta vorbim. Dar în același timp ai nevoie, cum să zic, și să fii cu toate gândurile acolo, să fii ori noi, adică eu, adică și colegii mei cu care ne mai întâlnim, artiștii din Valea Jiului, suntem cumva foarte mult ancorați în actul educațional și aceasta, făcând un lucru cu pasiune, îți rămâne cumva oarecum timp. Da, trecând peste asta, da, cum a spus și dumneavoastră, fac parte dintr-un grup de artiști al Văii Jiului, expun de ceva timp în diverse galerii. Mișcări artistice în Valea Jiului au cam existat dintotdeauna. Dar undeva din anul 2014-2015, aceste mișcări artistice cumva s-au concretizat într-un fel de mișcare artistică coordonată de Cristian Sergiu Ianza, care a creat o fundație și a creat o galerie cumva particulară și privată. Ducând, care se află în casa Ianza. Care se află în casa Ianza, la ultimul etaj. Dar nu atât de important este spațiul și faptul că aceste expoziții au fost purtate cumva în toată țara, în foarte multe orașe din țară și în foarte multe orașe din străinătate. În Bulgaria, în Germania, în, eu știu pe unde au mai avut Cristian posibilitatea să expună. Noi, grupul acesta, am avut o evoluție interesantă, națională și internațională. În ultimul timp ne-am cumva iarăși ne-am reunit. A fost perioada de pandemie în care toate cumva au stagnat și totul cumva parcă a intrat într-un con de umbră. Dar există, acum în ultimii ani, poate sunt eu subiectiv și poate, dar există așa o nevoie intrinsecă de exprimare așa din ce în ce mai mare și încercăm și anul acesta și anul trecut am avut expoziții la nivel local, la nivel de județ. Cumva încercăm să ne constituim într-un grup de artiști ai Văii Jiului și da, sunt mândru că fac și o parte din acest grup. Felicitări și iată că prin această întâlnire a noastră, toți cei pasionați de artă și de cultură pot să afle informații în plus despre faptul că aici, la noi în Valea Jiului, pot participa la astfel de evenimente și la astfel de acte de cultură. Nu trebuie să meargă neapărat într-un oraș mare, doar puține informații și lucrurile aproape că vin la ei. Da, și lucrurile aproape că vin la ei. Avem ca să-i spun așa, un of al nostru, faptul că nu există o galerie la nivelul Văii Jiului decât galeria de la Lupeni și felicit cumva administrația de acolo pentru faptul că a reușit de-a lungul timpului să mențină funcțională o galerie. Ca să menții funcțională o galerie de artă, înseamnă că cineva trebuie să se ocupe de organizarea unor expoziții, de să ia legătura cu niște artiști. Sunt niște lucruri care nu sunt nici foarte grele, nici foarte ușoare, dar trebuie să existe cineva implicat și un spațiu dedicat acestor lucruri, pentru că mai sunt spații în care se mai poate expune, de exemplu, foarte mult se expune în Petroșani la Casa de Cultura Studenților, la Galeria Ianza, se expune în foaierul teatrului, dar totuși nu sunt galerii de artă. O galerie de artă are un alt farmec, o altă poveste, o altă, cum să zic eu, ai o altă determinare să intri într-un astfel de spațiu. Și oamenii știu exact ce se întâmplă acolo și pentru ce merg. Oamenii nu știu, pot fi confundate. Da, da, corect. Acum, dacă am ajuns la capitolul ăsta al galeriilor de artă și al expozițiilor, eu am militat întotdeauna pentru lucrul ăsta. Este foarte posibil și suntem foarte aproape ca vis și ca speranță, ca undeva în spațiile acelea generoase de la Mina Petrila, să existe pe viitor un astfel de spațiu.
Există acolo un proiect foarte frumos. Da, există un spațiu foarte frumos, foarte cum să zic eu, niște lucruri efervescente într-o continuă. Dintre cele neamenajate deja sau un spațiu care acum e gol sau dintre cele gata amenajate? Nu, sunt foarte multe spații neamenajate și undeva probabil că unul dintre ele va fi cu siguranță dedicat acestui. Am văzut că sunt deja cele cu fotografii ale minerilor da, lucruri legate strict de mina Petrila. M-am gândit că poate faceți referire la asta, de-aia v-am întrebat dacă da, deja se întâmplă separat. Deja se întâmplă lucruri frumoase și deja, dar exact asta e ideea principală, să existe un spațiu dedicat actului artistic, indiferent cum s-ar numi el, că este vorba de pictură, că este vorba de grafică, că este vorba de sculptură, că este vorba de instalații, acum se face foarte mult artă multimedia și sunt diverse modalități de exprimare artistică. Și toate lucrurile astea, ca să le cunoști, e nevoie să parcurgi un astfel de traiect, o gramatică a limbajului vizual care se începe în școală și de care copiii noștri află de la vârste timpurii, dar nu e suficient, e nevoie. Practic, noi întotdeauna, ca și indivizi, avem nevoie de o evoluție și avem nevoie de perfecționare așa de-a lungul vieții. În orice domeniu am activa, că nu ne putem opri, am ajuns la un punct și lucrurile sunt într-o continuă schimbare și nu ne putem opri și... Să spunem că s-a finalizat. S-a finalizat, niciodată nu se finalizează. Omul, mereu mai avem ceva de învățat. Omul cât trăiește învață. Așa da, e. Corect. Da. Dar spuneți-mi, dumneavoastră ați moștenit talentul de la cineva din familie, de la părinți, de la bunici, sau a fost pentru început în copilărie o pasiune pe care ulterior ați dezvoltat-o? Da, nu cunosc să fie între părinții și bunicii mei cineva neapărat pasionat de latura asta artistică. Nu știu cum mi-am dezvoltat-o și nu știu cum am ajuns. Toate au venit așa, într-un demers relativ lin și normal și mi-aduc aminte că încă din timpul școlii generale și încă din timpul liceului aveam caiete întregi în care făceam ilustrații, schițe, pictam și lucrurile astea s-au dezvoltat în timp și mi-am dorit să se dezvolte și mi-am dorit să merg într-acolo încât să... Nu pot să zic să mă desăvârșesc în latura aceasta artistică, dar să învăț cât mai multe și să cunosc cât mai multe și la rândul meu să dau din experiența mea altora și împreună se pot face lucruri frumoase, doar împreună într-o comunitate. Dumneavoastră ați descoperit pasiunea în copilărie, cum spuneați adineauri, însă ați mai descoperit și alte laturi artistice pe care nu le-ați mai dezvoltat sau ați știut dintotdeauna că totul se va rezuma la pictură? Cumva eu sunt un fericit. Să știți că poate nu mă credeți că vă spun lucrul ăsta, dar am știut dintotdeauna și am sperat dintotdeauna și mi-am dorit dintotdeauna să mă dezvolt în direcția asta. Acum, ca să spun așa, nu am ureche muzicală, nu sunt un bun sportiv, nu mai am alte aptitudini așa, nici artistice, nici muzicale, nici sportive. În schimb, sunt foarte pasionat în ultimul timp și asta nu din copilărie, mi-am dezvoltat-o, acum mi-o dezvolt, că eu practic am pus prima dată mâna pe un calculator undeva la 16-17 ani, undeva sunt pasionat de lumea digitală și de posibilitățile care ni le oferă lumea digitală, inclusiv în domeniul artistic. Pentru că vedeți că suntem cu toții cumva în ultimul timp lipiți de ecrane. Și oare de ce suntem lipiți de ecrane? Odată pentru informația pe care o primim de acolo și în al doilea rând pentru imaginea vizuală, imaginea. Ne fascinează foarte mult imaginea. Poate că este o problemă acestor ani pe care îi trăim, că nu se mai citește atât de mult, probabil că nu se mai citește atât de mult, în schimb, generația tânără este foarte informată și este foarte... E și bine și rău că se întâmplă lucrul ăsta. E clar că da. E cu dute vino. E cu dute vino, da. Dar totodată trebuie să urmăm calea generației și să nu ne dăm la o parte și să ne împotrivim, pentru că trebuie să mergem cu valul. Doar e o expresie românească, să nu mergem împotriva lui. Așa că trebuie să urmăm această cale.
Mi-ați povestit despre faptul că le predați copiilor la cercurile de desen. Aș vrea să-mi spuneți cât de importantă este educația artistică pentru un tânăr în dezvoltarea lui. Cu ce îl va ajuta pe el în viitor? În primul rând, să știți că desenul, puțină lume poate cunoaște acest detaliu, desenul și arta în general, dezvoltă gândirea analitică. În momentul în care ești pus în situația să desenești ceva, tu ești pus să gândești anumite proporții, să gândești anumite obiecte, lumina, structura, umbrele. Toate lucrurile astea, înainte de a le pune pe foaie, trebuie să treacă cumva prin filtru gândirii. Nu este o operație ușoară de gândire, deci este un proces de gândire analitică. Și vă dați seama că pe lângă acest proces de gândire analitică, practic, noi trăim într-o societate, noi trăim într-o lume ce ne dorim a fi o lume frumoasă și facem eforturi ca să înfrumusețăm tot ceea ce se află în jurul nostru. Pornind de la culoare, trecând pe la formă, linie, absolut tot ceea ce ne înconjoară are cumva legătură cu lumea artistică. Un cetățean desăvârșit a unei cetăți, să spunem așa, nu ar fi un cetățean desăvârșit dacă nu ar avea dezvoltat această latură artistică. Felul în care te îmbraci, felul în care îți amenajezi spațiul interior sau exterior, felul în care îți petreci, cum să zic eu, viața ta și timpul tău. Că degeaba te duci, să zic eu așa, într-o excursie sau degeaba te duci într-un concediu și nu vezi frumosul, ești atras poate de un supermarket sau ești atras, eu știu ce, de lucruri mărunte și nu atât de importante din punctul meu de vedere și poate nu vezi frumosul unui centru istoric, a unei arhitecturi, a unei sculpturi, a unei galerii de artă, a unei lumi frumos îmbrăcată, a unor... Asta... A unei piețe vechi, până da, la urmă, da, da. Lucruri simple. Vechi sau noi, sau nu are importanță. Important este că, așa cum zic, din punctul meu de vedere, educația artistică este obligatorie și este esențială pentru dezvoltarea armonioasă a oricui. Și chiar dacă nu facem sistematic lucrul ăsta și chiar dacă nu participăm cu toții la cursuri de artă și la cursuri de pictură, dar totuși simpla discuție cu un prieten, cu un coleg, întotdeauna ne, cum să zic eu așa, ne autoeducăm. Ce culori preferate ai, ce forme îți plac, ce mașini îți plac, de ce îți plac mașinile alea, de ce anumite forme sugerează, eu știu, puterea și alte forme sugerează viteza și... Există niște legături în tot ceea ce ne înconjoară. Și de aia eu susțin și am susținut întotdeauna că educația artistică este foarte importantă și absolut necesară pentru o generație, mai ales pentru o generație cum ne-o dorim noi. Că observ că în ultimul timp cumva mentalitățile s-au schimbat și e foarte bine că se schimbă. Părinții își doresc din ce în ce mai mult ca... copiilor să participe la diverse activități, să fie implicați în cât mai multe proiecte. Și ăsta este un lucru bun. De aia zic că punctul meu de vedere poate că nu este dar cred că nimeni nu se opune educației artistice, nimeni nu-și, cum să zic, refuză cu tot această latură, pentru că este o plăcere, de exemplu, să intri într-o galerie de artă și să privești un tablou fără să-ți spună nimic nimeni despre el, doar să privești, să intre cetățeanul doar așa, ca o, cum să zic eu, ca o normalitate absolută la care mă gândesc eu și să privească și să-și umple sufletul de bucurie. Că de aia am și insistat atâta cu galeria de artă. Da, și totodată faptul că am putea să avem aceste galerii de artă cât mai aproape de noi, ar putea intra în educația copiilor. Odată ce ei sunt duși de la o vârstă fragedă într-o galerie de artă, ei vor ști pe parcursul vieții ce se întâmplă acolo, ce pot să vadă arta frumosului, ce este frumos pentru ei, ce nu este frumos pentru ei. Și atunci totodată vine cu educația lor artistică. Poate fi un progres în educația lor artistică. Un mare progres, da. Dar spuneți-mi, vă rog, știm că
arta, sportul, nu sunt tocmai preferatele sistemului în care trăim. Și atunci, un copil talentat, poate că aveți unul în gând în acest moment, la o vârstă fragedă, la care îi se recunoaște talentul, cât este de bine sprijinit pentru a ajunge să aibă performanțe în acest domeniu? Ce frumos a spus, nu sunt preferatele sistemului, dar sunt preferatele copiilor. Deci, cu siguranță, cred că îmi dați dreptate, sunt preferatele copiilor. Da, există într-adevăr o problemă undeva, poate nu numai cu arta, cu sportul, dar punctăm aici doar domeniul acesta. Au fost două exemple care mi-au venit în gând categoric, sunt mai multe. Da. Probabil că nu știu ce să spun. Lipsa finanțării, lipsa interesului suficient în acest domeniu. Poate că n-am ajuns încă la stadiul de maturitate necesar. Acum, vedeți, vedem tot felul de sisteme și ne plac foarte mult. Vedem tot felul de sisteme educaționale din străinătate, din țări foarte avansate sau nu chiar foarte avansate, chiar țări vecine cu ale noastre în care lucrurile încep să funcționeze și funcționează mai bine. Prima și cea mai mare problemă este că întotdeauna aceste activități trebuie văzute ca niște investiții, nu trebuie văzute ca niște cheltuieli. Nu cheltuim bani oferindu-i copilului șansa să devină un bun sportiv, nu cheltuim bani oferindu-i copilului șansa să devină să-și materializeze gândurile pe calea artei sau a muzicii. Investim în ei. Aici e diferența de mentalitate pe care aș vrea eu să o subliniez și probabil că de acolo există declicul, să nu mai vedem totul ca pe o cheltuială. Probabil că este o cheltuială, dar este o cheltuială necesară. În toată lumea se face. Nu putem să luăm foarte mulți bani, să nu dăm niciun ban aici, chiar dacă, să zicem, dăm, nu știu, pentru împăduriri, lucruri foarte necesare și foarte importante. Dar trebuie cumva gândit un echilibru. Gândit mai echilibrat. Și ce să zic? E clar că e loc de mai bine. E o durere mare, da, într-adevăr. Tocmai din punctul ăsta de vedere că e loc de mai bine și poate nu facem suficient în domeniul ăsta. Poate nu ne luptăm suficient ca să oferim copiilor noștri posibilități mai bune și mai variate. Se vede clar că dumneavoastră ajutați copiii și sunteți alături de copii cu mare drag. Dumneavoastră aveți copii? Da, da, și eu am copil. Copilul meu este deja la vârsta maturității, este student, este, cum să zic, își vede cumva de cariera lui. Eu vreau să vă întreb despre latura lui artistică, dacă a moștenit-o, dacă a dezvoltat-o, dacă i-a plăcut. Cum a fost să fii tată și un tată artist? Cum vede un părinte latura asta? Să știți că este puțin diferit când ești un tată artist sau când ești un profesor de artă. Adică, probabil că noi cu toții ne dorim de la copiii noștri să fie cei mai buni. Să fie cei mai buni într-un domeniu. Și eu nu am cerut neapărat lucrul ăsta, dar i-am descoperit și lui un talent artistic, l-am încurajat să meargă pe calea artei. A fost și el elevul meu 8 sau 9 ani, împreună cu un grup de colegi. Eu cred că am reușit să-i aprind acea scânteie și să-i induc, că nu e un cuvânt potrivit, dar să-l ajut să găsească o cale spre domeniul acesta artistic. Și este și el pasionat de artă, desenează foarte frumos, este pasionat, nu face din asta o meserie, cum poate mi-aș fi dorit eu, și a ales altă cale și alt drum. Dar poate că o folosește ca o relaxare? Dar poate că o folosește și să știți că în viață, adică sunt situații în anumite țări civilizate în care chiar oamenii în vârstă fac cumva terapie, dar nu terapie cum ne gândim noi a unor probleme psihice sau terapie pur și simplu de stres, așa, de viața asta relaxarea care devine gândurilor. Relaxarea gândurilor prin artă.
Adică chiar dacă nu-ți propui să devii mare pictor, dar e benefic să ne întâlnim, chiar fiind oameni maturi, într-un atelier, sâmbăta și timp de 2-3 ore să pictăm împreună, să ne dăm unii altora. Am observat în ultima perioadă această evoluție și în țara noastră. Spre exemplu, sunt foarte multe persoane care, deși nu au talent la desen, la pictură, își cumpără tot felul de picturi pe numere, picturi pe culori, se pot achiziționa astfel de pachete, iar la final iese un tablou frumos, deși persoana care a pictat nu are talentul necesar. Însă este o modalitate extraordinară de relaxare. De relaxare. Pentru Am asta văzut că sunt au fost și făcute și aplicații pe telefon în același sens și e clar că și în țara noastră începe să apară acest curent. Da, ne aliniem din punct de vedere digital foarte bine la toate noutățile și, într-adevăr, asta este o activitate de relaxare, nu neapărat o activitate artistică, dar este benefică și este foarte ok. Aș vrea să vă rog să-mi spuneți cum decurge în 2022 activitatea la Cercul de Desen. Înainte de a ne întâlni astăzi, mi-am amintit cum eram eu copil în școala primară generală și am fost într-o generație când pictam foarte mult pe sticlă. Țin minte că aveam o grămadă de icoane acasă pictate de mine. Mă și pasiona foarte mult, deși nu sunt deloc talentată, dar faptul că puteam să scot o pictură frumoasă la final, deși era într-un cadru cu șablon de desubt, era mare lucru pentru mine fiind copil. Care este astăzi schema de predare pentru cei mici? Ce le place? Pe ce latură mergeți? Cum încercați să-i apropiați mai mult de desen și pictură? Acum, pentru copii, metodele au rămas cam aceleași. În sensul că desenul se învață cu creionul în mână și în zilele noastre. Se mai învață desenul și cu creionul de la tabletă în zilele noastre. Într-adevăr, există și varianta asta, sau creionul de la telefon. Dar din punctul meu de vedere, baza ar fi desenul pe hârtie. Și eu așa procedez cu copiii mei. Totodată ține de dezvoltarea lor. Ține de dezvoltarea lor. Și de dezvoltarea musculaturii mâinii. Corect. Ceea ce e foarte important pentru ei ca om, ca individ. Gestica și de frumusețea scrisului și de multe alte lucruri care se leagă de aici. Dar în același timp, la copiii mai mari nu mă opun. Și chiar îi încurajez să-și exprime cumva gândurile și pe alte, să zic așa, materiale și pe alte forme de exprimare artistică, de exemplu pe tablete, că am amintit de ele, și se pot face lucruri extraordinare și pictând pe sticlă, și noi o facem la cercul nostru, pictăm și pe sticlă, pictăm și pe lemn, pictăm și pe pânză, desenăm și pe hârtie, desenăm și pe tabletă, facem și niște mici animații pe tabletă, facem... La cercurile din cadrul cluburilor copiilor se realizează un fel de start pentru copil. El vine acolo, nu știe exact ce vrea și ce anume dorește. Vreau să văd și aia și aia și aia și poate îmi place ceva. Sunt unii copii care procedează în felul ăsta. Și noi le oferim o soluție stabilă, o cale pe care după aceea să o urmeze. Și am avut foarte mulți copii care au urmat licee de artă, facultăți de artă, plecând de la cercul nostru de artă din Petrila. Și mulțumirea vine pe parcurs când îi vezi că evoluează, că participă și ei în galerii de artă, că sunt artiști în devenire sau că devin profesori. Este o mare mulțumire pentru noi. Și acum am divagat puțin de la întrebare. Baza este aceeași, dar nu excludem nimic. Ne încurajăm creativitatea copiilor indiferent de forma acestuia. Adică că vrea să se exprime desenând pe foaie sau că vrea să se exprime desenând pe sticlă. Mai ales, cum spuneți, că astăzi și există posibilități de a-ți procura diverse materiale de care eu, când m-am apucat să desenez, nici nu știam că există. Sau poate că știți că pe vremurile alea era o poveste așa, adică să încerci să te descurci cu minimum necesar și să faci lucruri cât mai frumoase. Și asta iară presupune cumva o dezvoltare
a creierului până la urmă, adică să spui ai probleme. Nevoie de creativitate. Cum faci, pentru... cum faci din nimic, din nimic ceva. Și să faci ceva și să-și arate bine. Să și... și noi am trăit vremurile astea și uneori le explic și copiilor că care nu înțeleg în ziua de că astăzi. Nu e nevoie neapărat de investiții foarte mari și părinților le explic, nu e nevoie neapărat de investiții extraordinar de mari, este suficient să introducem acel sâmbure al creativității și al curiozității. Și atunci toate vor veni de la și sine. Și atunci toate vor veni de la sine, pentru că noi, ca și indivizi, în momentul în care suntem pasionați de ceva, în momentul respectiv tindem să ne perfecționăm, tindem să aflăm totul despre lucrurile alea și să devenim mai buni, că ăsta este rolul principal al educației, să iei copilul dintr-un stadiu și să-l ridici, să-l ridici cât mai sus. Din punctul meu de vedere, ăsta e scopul educației și împlinirea. Da. Și al unei Dar nu mi-ați spus de la ce vârstă îi primiți pe cei mici la cercul de desen? Acum există o vârstă legală de la care pot fi primiți copiii la cercurile noastre, undeva la 4-5 ani. Acum există copii și copii. Știți, există copii care pot veni la o vârstă mai mică și pot face lucruri, să zicem așa, de pentru vârsta lor au răbdarea necesară și nu există copii. Nu toți au de la o vârstă așa fragedă. În general, un 6-7 ani este vârsta ideală pentru a vedea dacă cel mic are înclinație. Bine, de văzut dacă cel mic are înclinații, se cam vede și de la... Știți, până la urmă copiii... cum să vă zic, copiii trăiesc o realitate pe care noi am uitat să o trăim. Copiii debordează de imaginație. Copilului, dacă îi pui în față, mai ales copilului mic, dacă îi pui în față un creion și o foaie de hârtie și îl lasă să-ți povestească ceva desenând, poate că nu înțelegi foarte bine semnele care le face el acolo, dar în schimb, în spatele acelor semne, acel copil are foarte multe povești. Fiecare personaj de acolo reprezintă ceva, fiecare planșă este o poveste întreagă și uneori o poveste foarte complicată, că stăm și ne gândim cum i-a trecut așa ceva prin cap și unde, cum s-a gândit și ce conexiune a făcut. Și lucrurile astea în timp se pierd. Desenul unui copil de 12 ani, la majoritatea oamenilor nu mai evoluează în viața aceasta. Deci majoritatea ajung la vârsta de 12 ani să deseneze și acolo rămân, doar dacă există pasiune, talent și dorință să faci lucrurile astea. Cum am zis, majoritatea oamenilor rămân la acel desen și vedeți că nu, greu câteodată nu, mă pun în situația unor părinți, încearcă să-mi desenez o casă sau încearcă să-mi desenez o mașină și poate mai rău îi faci. Parcă a desenat un copil. Da, parcă mai rău îi faci. Dacă... Nu, copiii trebuie încurajați, copiii trebuie motivați să aibă creativitate și întotdeauna copiii trebuie întrebați lucrurile astea aici, ce reprezintă, pentru că iau și în felul ăsta îi dezvolți cumva și creativitatea și imaginația, pentru că el e întotdeauna... Și exprimarea. Da, chiar dacă părintele poate nu are răbdarea necesară să privească cu atenție sau nu mai are timpul necesar să asculte toate aceste povești, e bine să le ascultăm și e bine să încurajăm pe copii pe drumul acesta. Îmi spuneați că de obicei la cercurile de desen fiind copii care au înclinație în această direcție. Da. Adică părinții au observat că desenează mai frumos, că fac niște lucruri mai deosebite. Ați avut și copii pe care i-au adus părinții tocmai pentru că desenau foarte urât și să încerce în acest fel? Sau ar fi o idee bună dacă avem un copil care face niște desene inexplicabile, să-l aducem la cercul de desen, dar în același timp redresăm? El are o poveste. Da, da, există cazuri și există, am mai spus odată, există părinți care vrem să încercăm și aia și aia și aia și ei în timp poate nu și-au descoperit, dar își descoperă pasiunea și talentul. Nu știm cum apar lucrurile astea, nu știm cum apare talentul și nu știm prin care metode și ce fel de scânteie interioară este necesară, dar au fost cazuri în care copii, cum spuneți dumneavoastră, care mâzgăleau și care trasau doar niște linii, au ajuns și au performat și au ajuns să facă lucruri frumoase.
Da, există situații. Deci nu trebuie să observi la copil că face niște desene deosebite ca să-l aduci la un astfel. Chiar e un pic... Poate să vină oricine să poate încerci. Să vină oricine, chiar îi, cum să zic, există anumite maniere. Sunt copii pe la clasa 5-a sau clasa 6-a care își dezvoltă o manieră de desen din care nu-i mai pot scoate și ai o greșeală. Copilul trebuie să vină foarte deschis și foarte receptiv la idei și de la profesori și de la colegi, totdeauna să fie într-o continuă căutare, într-o continuă asimilare de informații. Aici este cumva cheia unei dezvoltări artistice armonioase. Deci nu să ajungem la o manieră și să ne plafonăm acolo, chiar dacă desenăm foarte frumos într-un, să zic așa, într-un fel al nostru, un creion sau nu știu unde, trebuie să ne dezvoltăm artistic și construind, și pictând, și paginând, și proporționând obiectele. Și sunt câteva reguli de bază care se învață în acest parcurs artistic pe care elevul are în școală. Lăsându-i la o parte pe cei mici, aș vrea să povestim puțin despre expozițiile de artă și despre parcursul lor din Valea Jiului și nu numai, pentru că dumneavoastră sunteți pe multe afișe ale acestor expoziții. Și aș vrea să-mi spuneți care este viziunea dumneavoastră a momentului, cum, lăsând la o parte partea temporală a pandemiei, care e clar că a rupt foarte mult această legătură între cei pasionați care ar fi vrut să vină la o astfel de expoziție și nu aveau cum pentru că totul era cu lacăt pe ușă, acum că lucrurile au început să mai revină la normal, a început din nou activitatea artistică, au început să se deschidă noi galerii, au început să fie noi expoziții. Ce s-a mai întâmplat în ultima perioadă în această zonă? Să știți că se întâmplă multe lucruri. La un moment dat a existat o expoziție colectivă, chiar în acest an, la Casa de Cultură a Studenților în Petroșani, undeva, cred că prin luna iunie, la care am fost oarecum surprins să văd cât de mulți artiști, unii pe care eu nu-i cunosc, fie sunt contemporani cu noi și locuiesc în Valea Jiului, fie sunt plecați de aici și locuiesc în diverse orașe din țară, dar și-au păstrat, întorc cu drag acasă. Se întorc cu drag acasă și și-au păstrat această pasiune. Încercăm să permanentizăm așa niște activități de genul ăsta. Vrem să avem măcar de câteva ori pe an expoziție, în spații oarecum improprii, dar este absolut necesar să facem lucrul ăsta. Valea Jiului are o tradiție veche. Aici a fost a doua Uniune a Artiștilor Plastici din țară, de când s-a înființat România Mare după București. Valea Jiului a fost o zonă prosperă din acest punct de vedere, și al muzicii, și al artelor plastice. Și eu sper și cred că Valea Jiului încă este și Valea Jiului încă are de oferit foarte multe lucruri, fie prin oamenii care pictează și sunt oamenii locului, fie prin copiii noștri, cum am spus mai înainte, care pleacă în țară, asimilează cultura unui mare oraș și se întorc, chiar dacă se întorc, să zic, doar pentru a participa la o expoziție colectivă. Totuși este o legătură care se menține și un lucru foarte important. Îl văd cu speranță, ce m-ați întrebat dumneavoastră, văd cu speranță mișcarea artistică și îmi doresc să cred că fac și eu tot posibilul ca această speranță să nu moară. Și ținem cu dinții ca mișcarea artistică a Văii Jiului să fie din ce în ce mai vizibilă și să participe din ce în ce mai multă lume la ea și ne bucurăm să ne unim, să ne cunoaștem, să ne transmitem unul altuia ideile și să știți că există o realitate ce o vedem poate în fiecare zi în presă, o vedem pe Facebook și există o realitate văzută de artiști în care viziunile poate sunt un pic diferite, poate sunt un pic dure, poate sunt un pic diferite de ceea ce vrem noi să vedem. Un artist își pune sufletul lui pe pânză sau un artist își pune trăirea lui într-o galerie de artă.
Și cei care intră acolo cu sufletul deschis și cu dorința să primească informații și lucruri noi... Practic, citesc sufletul artistului. Da, și simt o bucurie interioară deosebită. Da, pentru că totodată este o cunoaștere a celui care a pus pe pânză acele culori și încerci să-i vezi viziunea, să-i descoperi deschiderea către toate aceste lucruri. Însă m-am gândit să vă adresez o întrebare care sunt convinsă că este una grea și pentru că ați spus că sunt mulți oameni din Valea Jiului, mulți artiști cu care reușiți să faceți aceste expoziții și până la urmă să promovați cât puteți de mult actul artistic din Valea Jiului, am convingerea că aveți colegi pe care îi admirați. Și deși bănuiesc că e greu să alegeți dintre ei, aș vrea totuși să-mi spuneți câteva nume dintre artiștii Văii Jiului pe care îi considerați dintre cei mai buni. Păi, în primul rând, cu tot respectul pentru domnul profesor Eugen Bencău, care la un moment dat a avut așa și o influență pozitivă majoră asupra parcursului meu artistic. Domnul profesor, la un moment dat, în momentul în care m-am hotărât să dau la o facultate de artă, mi-a oferit sfaturile necesare, mi-a oferit cumva experiența lui, mi-a arătat modalități diferite de lucru. Cristian Sergianza, care iar este un artist foarte cunoscut și care este un nume în arta românească, sunt colegii, domnul Hummel, soția mea, doamna profesoară, colegă de breaslă, să-i spunem așa. Suntem mulți, Sorin Oprea, iarăși este un nume pe care îl admir, un coleg, un pasionat, un suflet mare. Da, sper să cu siguranță nu. Sunt mulți și nu avem cum să ne amintim pe toți pe moment, că până la urmă e o discuție liberă și o întrebare nepregătită, dar e clar că vă admirați colegii, însă întrebarea mea venea ca un sprijin al lor, pentru că cei care ne urmăresc poate au curiozitatea, dacă nu au urmărit operele dânșilor, să vadă, să caute pe internet, pentru că avem acces acum la informații și să poate descoperă artiști pe care nu i-au cunoscut sau a căror opere încă nu le-au văzut și astfel să poată să vadă și astfel de materiale artistice la îndemână și iată, aici, aproape de noi. Dar dacă tot am spus că putem să facem acest lucru, să facem o scurtă căutare pe internet, aș vrea să-mi spuneți cum vedeți dumneavoastră digitalizarea artei, în domeniul artistic. Da. Digitalizarea artei pentru mine este, cum am spus mai înainte, este ceva fascinant. Adică aveți tendința acum să profitați de tehnologie. Am tendința, nu am timpul necesar cât mi-aș dori eu să am timpul necesar. Admir foarte mult modalitățile acestea moderne de exprimare artistică. Știți, există tot felul de instalații în care apar acte artistice filmate, sonorizate, apar tot felul de instalații artistice, apare partea de video, apare partea de desen digital, ilustrația digitală. Sunt niște domenii foarte noi, adică nu chiar foarte noi, dar foarte prezente în viața noastră, care ne aduc și nouă, cumva, artiștilor o altă speranță. Arta, așa cum o cunoaștem noi, este arta galeriilor. La un moment dat a existat tendința ca această artă să fie scoasă în stradă și acum internetul ne dă posibilitatea, una din cele mai mari posibilități care au existat în istoria omenirii, să ieșim cumva într-un spațiu la care are acces oricine. Digitalizarea artei nu înseamnă, cum să zic eu, doar transpunerea ei de pe hârtie pe ecran. Înseamnă o altă modalitate de abordare. Digitalizarea în general înseamnă o altă modalitate de abordare. A trăi într-o lume digitală e să trăiești altfel decât cât ai făcut-o până acum și să te gândești că cei care te urmăresc sau cei pe care îi urmărești poate nu sunt vecini cu tine la scara blocului, ci poate că sunt peste ocean sau peste mări și țări. Doar niște oameni care au aceleași înclinații. Aceleași înclinații și creezi o comunitate
cum am spus mai înainte, de colegii mei și de persoanele dragi mie și apropiate mie, creez o comunitate pe care sau cu care te regăsești și poate nu te întâlnești niciodată sau poate foarte rar, e un pic mai complicat. Și dar tocmai de asta zic, eu o văd digitalizarea ca o șansă pentru artiști. Acum oricine poate să-și expună lucrările, să-și realizeze un site pe internet, să-și realizeze o pagină de Facebook unde să-și expună lucrările. În același timp poți și foarte ușor să ai un feedback și să vezi dacă există doritori, dacă există oameni care sunt curioși, dacă sunt interesați de arta asta sau de mesajul artistic pe care dorești să-l transmiți. Asta este părerea mea. Spuneți-mi puțin despre mesajul artistic și despre arta stradală de care ați pomenit adineauri, că mi-ați pregătit întrebarea fără să vreți. În ultimii ani, că primul desen apărut are deja câțiva ani, în ultimii ani în Valea Jiului au apărut câteva picturi murale de mari dimensiuni, cel puțin în orașul Petroșan deja sunt două, acum câteva luni a fost făcut unul la Petrila, la mine și unul la mine Aninoasa. Spuneți-mi cum vedeți arta stradală, cum ar trebui oamenii să o perceapă. Unii oameni care sunt mai în vârstă n-au fost foarte optimiști la vederea lor, au găsit o felul de variante oculte în acele desene. Însă care ar trebui să fie deschiderea noastră către astfel de artă? Păi, tocmai aici este cheia. Trebuie să fim deschiși față de o astfel de artă. Sunt total de acord, atâta timp cât ea se face nu prin vandalizarea unor bunuri sau vandalizarea unor locuri, atâta timp cât ea se face într-un mod organizat, cu un certificat de urbanism, cu acordul unor părți, nu poate să fie decât un lucru bun pentru o comunitate și benefic și perfect integrat în comunitatea respectivă. Astea sunt lucrurile noi pe care le vedem, dar artă stradală sau artă murală, sau noi avem și mai avem exemple. De exemplu, există un liceu în Vulcan care are un perete întreg realizat în mozaic și asta de zeci de ani și undeva prin Lupeni avem foarte multe lucrări, astfel de lucrări. Pe blocuri, pe locuri din acestea mai puțin cunoscute. A existat întotdeauna dorința asta de a ne înfrumuseța viața și de a crea artă stradală. Posibilitățile care le avem acum sunt mult mai mari decât posibilitățile care au existat în urmă comunism. Cu un deceniu, chiar așa, da. Că și în urmă cu un deceniu nu erau încă atât de dezvoltate precum sunt astăzi. Da, și vedeți că sunt lucruri care se fac repede, sunt de impact și ne schimbă cumva percepția asupra vieții. Că ne place, că nu ne place, în locul unui perete gol. Acum, arta, într-adevăr, arta întotdeauna a adus contradicții. Și întotdeauna au existat păreri diferite. Unora le place, altora nu le place, astea sunt chestii subiective. Dar nu putem spune și nimeni dintre noi nu putem spune că arta ne-a adus nouă fie cât de mic un dezavantaj în viața noastră. Și de aia zic că sunt lucruri foarte bune și cred că ar trebui materializate cât mai multe astfel de lucrări. Chiar și noi, cu copiii noștri, am avut o astfel de realizare la sediul APASER de la Dănuțoni. Deci este undeva pe drumul care iasă din Petroșani și intră spre Aninoasa. Este o stație de aceasta de captare a apei. Și acolo am fost invitați de domnul director Ionică să avea pur și simplu un perete din acesta gol, gri, fără nicio trist, da, să-i aducem o... Și acolo, împreună cu o grupă de copii, am realizat o lucrare frumoasă, așa, copilărească, dar plină de viață și plină de culoare. Și cei mici probabil că au fost fascinați de eveniment. Și observ așa, trecând lumea, cum să zic, pe lângă respectiva lucrare, că cam toată lumea întoarce capul și privește așa, chiar de curiozitate. Deci e un lucru care îți atrage atenția. Și asta zic,
aș promova cât aș putea și aș fi de acord dacă lucrurile astea se fac în organizat. Mod organizat și nu prin vandalism sau stricându-i cuiva un bun în care a investit și cu asta nu aș putea fi de acord. Deși poate artistul asta are în artistul, gând, da, probabil. Ca și fundament, da. Însă nu avem de unde să știm sigur când vedem niște graffiti pe care nu le înțelege nimeni. Da, aș vrea să-mi spuneți că ne apropiem de final. Care sunt proiectele dumneavoastră de viitor? Proiectele noastre de viitor sunt foarte multe. În primul rând, noi anul trecut, în cadrul cercului meu de la Clubul Copiilor, am dat viață unei reviste online, n-am publicat-o pe hârtie pentru că mi se pare odată un cost prea ridicat și parcă... Și generația în care trăim, o vede pe tabletă mai ușor și costurile și ecologia și toate lucrurile astea m-au atras cumva să realizez o revistă online împreună cu colegii mei și cu copiii. Revista se numește Ilustrația, este o revistă în care promovăm talentele artistice, oferim posibilitatea copiilor să-și expună ideile într-un mod organizat și în același timp fac ceea ce îmi place mie cel mai mult, educația artistică. Transmit tot felul de mesaje sau transmitem tot felul de mesaje prin care încercăm să modelăm o generație. Foarte frumos. Cum se numește revista? Revista chiar așa se numește, Ilustrația. Este o revistă de ilustrații realizate de copii și iar de benzi desenate. Se găsește pe internet. Ilustrația, imposibil să nu... Apare deci printr-o simplă căutare pe Google. Printr-o simplă căutare se găsește. Dacă scriem revista Ilustrație, se găsește că noi am promovat-o așa și pe mediul online. Fiind o revistă online, am promovat-o și în mediul... Și atunci e ușor de ajuns la ea. Și atunci e ușor de ajuns și vedeți că e una din modalitățile de care vorbeam. Digitalizare și aducerea artei cumva în această lume și... E foarte ușor să ajungă la publicul țintă în modul acesta. Asta e proiectul meu de suflet și, cum să zic, cumva mai important. Sâmbăta trecută a avut loc o expoziție la Galeria de Artă Iosif Telman din Lupeni, care spuneam că este singura galerie din Valea Jiului, în care am prezentat o mică parte din lucrările noastre. Noi acum suntem la început de an școlar, n-am avut timp să aprofundăm foarte mult problemele astea. Am făcut apel la mapa de lucrări din vară sau la câteva lucrări câte am reușit acum și am adus copiii din Lupeni și din Petrila în ipostaza de a expune publicului câteva din lucrările lor. Și e foarte important pentru un copil să apară într-o galerie, să-și expună tabloul pe un perete, pentru că odată se autoevaluează și vede tot ceea ce este în jurul lui și le vede pe toate și își dă seama cam unde este și cât mai are de lucru. Și în același timp este și un stimulant foarte important. Am participat la o expoziție, s-a expus o lucrare la galerie. Este, să știți că poate nu le dăm așa importanță, dar sunt lucruri pe care copiii le țin minte toată viața și le rememorează cu drag. Dar lucrările lor au fost doar sâmbătă afișate la expoziție sau mai pot fi? Pot fi vizionate și chiar invit publicul din Lupeni și nu numai din Lupeni să intre fără nicio reținere și să vizualizeze. Expoziția se numește Începuturi. Ea va fi pe parcursul câtorva săptămâni prezentă în galerie. Expoziția se numește Începuturi. Suntem cumva la început de an, suntem cumva cu o generație la început de drum, da? Că noi întotdeauna schimbăm generațiile și întotdeauna avem copii noi. Și tocmai pentru asta am denumit-o Începuturi. Și eu zic că e un moment foarte bun de a vedea nivelul la care suntem acum și de a ne bucura cu toți împreună, că arta până la urmă e bucuria sufletului. Și în felul acesta și cei mici își vor aminti de unde au plecat. Și cei mici cu siguranță își vor aminti de unde au plecat. Să știți că mă întâlnesc cu foști elevi care își aduc aminte și care cu drag rememorează activitățile astea care le-am avut de lungul timpului și pe care eu unele chiar le-am uitat. Asta e o expoziție care mi-o doresc acum. Doresc să mai realizăm și de Crăciun, doresc să realizăm și în vară alte expoziții cu copii. În general, planurile noastre sunt legate de domeniul acesta al artistic și de promovarea tinerilor. Da. Tocmai de-aia am recurs și la această revistă.
probabil că ne gândim și la un canal de YouTube, probabil că o să încercăm și niște animații, probabil că avem multe planuri de viitor. Acum, noi nu putem ține pasul cu dezvoltarea tehnologiei și nu avem resursa financiară necesară, practic, unui demers așa cum ni l-am dorit noi. Să avem producție multimedia, să realizăm animații, avem nevoie și de suportul electronic, de tablete, de materialele necesare, care sunt foarte costisitoare și care probabil că poate liceele de prestigiu, dar noi suntem cumva la început de drum pe calea asta și ne le ținem ca și gânduri. Încă vă folosiți creativitatea de care spuneați în timpul emisiunii, ce eram noi nevoiți să facem în copilărie, ne foloseam creativitatea și ieșa ceva frumos din nimic. Din nimic, să facem ceva din nimic. Încă se mai poate merge pe această premisă. Și copiii crescuți și dezvoltați în acest spirit, eu zic că se vor descurca mai ușor în viață. Descurca în sensul că le va fi mai ușor să abordeze probleme și le va fi mai ușor să găsească rezolvări la aceste probleme. E clar, o dezvoltare din toate părțile pentru ei și totodată o viziune mai clară a lucrurilor. Așa am eu impresia că sunt copiii care au laturi artistice, o viziune mai largă, mai deschisă, mai liberă. Nu sunt închiși in the box, așa cum avem tendința să spunem. Și dacă sunt in the box, spargem boxul și la un moment dat eliberăm creativitatea și spiritul de care avem nevoie, că avem nevoie de un alt aer, avem nevoie de o altă generație, avem nevoie de o lume în care arta să fie din ce în ce mai prezentă. Pentru că au fost vremuri când a fost extrem de prezentă și ar trebui să revenim la acele vremuri și să-i dăm prețuirea de care are nevoie. Acum, într-adevăr, în ultimii ani s-au făcut pași foarte importanți. Așa, dacă te plimbi în România, dintr-un capăt în altul al țării și trecând prin capitala țării, trecând prin orașele mari, chiar și prin orașele mai mici, este evident că lucrurile încep să se schimbe și lucrurile se mișcă oarecum și în direcția asta de care vorbesc eu acum, în mesajul acesta vizual, o imagine frumoasă a orașului. Și asta e făcută în primul rând pentru oameni. Adică dacă trăiești într-un spațiu frumos și starea ta de spirit este una benefică și tu te simți mai bine și pozitiv. Și da, așa este. Pozitiv, așa cum a fost discuția noastră. Mi-a făcut o deosebită plăcere să stăm la povești astăzi. Sunt convinsă că și cei care ne-au urmărit până la final au urmat vibe-ul discuției și au fost încântați de tot ce am reușit să povestim astăzi, pentru că, într-adevăr, trebuie să dăm un tribut mai mare artei și trebuie să o apreciem de la îndrumarea copiilor către astfel de activități încă de mici, până la participarea la o astfel de expoziție, chiar dacă n-am mai făcut-o de mult timp sau n-am făcut-o niciodată, poate ne găsim și ne descoperim o nouă pasiune în asta. Că rostul până la urmă al educației artistice în școli nu este neapărat să creăm o generație de pictori, tot să fie pictori, dar rostul este a dezvolta această pasiune și de a dezvolta un limbaj care poate nu l-am avut dezvoltat și care ne-ar prinde bine să-l cunoaștem și să fim mai atenți la toate detaliile din viața noastră. Însă dacă îmi dați voie să mai fac o scurtă precizare și dacă îmi dați voie să promovez un pic activitatea, noi facem parte dintr-o rețea școlară de activități extrașcolare. Noi ne numim Clubul Copiilor Valea Jiului și în toate orașele mari din Valea Jiului, începând de la Petrila, Petroșani, Lupeni, Vulcan, noi avem profesori dedicați și activități foarte frumoase și îndemn atât pe latură sportivă, cât și tehnică, cât și artistică. Îndemn părinții să caute pe internet, să ia legătura, sunt peste tot afișe, sunt pliante, sunt activități absolut gratuite, care nu se plătesc, sunt cumva asigurate sub umbrela Ministerului Educației, de care ar fi și păcat să nu beneficieze toată lumea. Și de aceea, dacă îmi dați voie să fac această precizare, îndemn părinții din toată Valea Jiului să cumva să ia legătura și să vadă care sunt posibilitățile de dezvoltare.
prin aceste activități extrașcolare, dar care eu cred că sunt foarte importante. Și eu întotdeauna m-am gândit și am spus lucrul ăsta, că eu aș face nu neapărat obligatorie, dar cumva sub o formă ca fiecare copil măcar o dată să treacă prin acest circuit ca să-și descopere anumite pasiuni și anumite, să descopere acele provocări cu ajutorul cărora în viață, probabil... Pe care, de cele mai multe ori, părintele nu știe să le scoată în evidență, așa cum știe un dascăl pregătit. Da, pentru da, că despre asta e vorba. Întotdeauna părinții au nemulțumirea că nu au unde să ducă copiii într-un oraș mic precum al nostru sau în Valea Jiului. De multe ori am regăsit această nemulțumire între părinți. Dar unde să-mi duc copilul în orașul ăsta? Aici este răspunsul. Iată că avem unde să ducem copiii, chiar dacă suntem la Petrila, chiar dacă suntem la Lupen, la Petroșan, la Vulcan, că iată câte opțiuni sunt, pe lângă altele care categorii vin din lumea sportivă, că asta facem de obicei cu cei mici, îi îndrumăm către un sport, dar întotdeauna ar trebui să ținem cont și de latura artistică, să îi îndrumăm și către ceva de genul ăsta, deși poate credem că nu au talent, îl descoperim. Îl descoperim și dacă nu au talent în artă, poate au talent în sport și dacă nu au talent în sport, poate au talent la informatică, poate devine un foarte bun programator, că vedeți că în ziua de astăzi e una din meseriile foarte căutate pe piața muncii și trebuie să-i ducem să încercăm. Vă mulțumesc încă o dată. Mesajul cred că a fost transmis și sper că și bine recepționat de cealaltă parte a ecranului. Mi-aș dori ca cei care ne-au urmărit astăzi să vină și să încerce în număr cât mai mare, pentru că am convingerea că odată ce încearcă vor și găsi astfel de laturi unde să le placă și să vină cu drag în continuare. Da, și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitația care mi-ați făcut-o. Aceeași senzație am avut-o și același vibe l-am simțit, cum a spus și dumneavoastră. Vă doresc așa un foarte mare succes pe viitor și mă bucur că am participat la o discuție așa liberă și relaxantă. La o poveste, și că până la urmă, așa cum frumoasă. Spune și titlul emisiunii, stăm la povești. Stăm la povești, da. Mulțumesc de invitație. Cu drag și altă dată. Dragilor, vă mulțumim că ați stat alături de noi până la final. Acesta este Radu Chința, profesor și artist. Căutați-l pe Facebook și dacă sunteți părinți cu copii micuți și doriți să încercați să vedeți către ce au copiii voștri inclinații, nu ezitați să îl contactați și să vedeți dacă descoperiți niște talente comune. Noi ne reîntâlnim luni la 18:30. Pentru că eu voi fi din nou aici, croită pe povești. La revedere!